În momentul în care talibanii au cucerit capitala afgană, părea imposibil să mai ajungi viu acasă. Este mărturia uneia dintre românii scăpați din infernul din Kabul. După zile întregi în care s-au temut că vor fi prinși de taliban, 15 conaționali s-au întors astăzi în România. O aeronavă militară i-a dus în siguranță la baza 90 aeroportului Otopeni. Cei 15 cetățeni români care au solicitat ajutor pentru a reveni în țară după ce Afganistanul a fost ocupat de talibani au fost aduși aici pe baza 90 a aeroportului Henri Coandă cu o aeronavă a forțelor aeriene române. Alături de ei, în avionul Hercules, se mai află și alți 4 cetățeni bulgari. În momentul când au venit talibanii în Kabul, s-au ocupat Kabulul, părea imposibil de extras cineva de acolo. Cel mai periculos moment de acolo, plecarea. De ce? Ce a plecat? Pentru că a fost la mâna lor. Sunt doar câteva dintre mărturiile românilor care au reușit să scape din Afganistanul intrat sub controlul talibanilor. Dorin, unul dintre ei, a fost așteptat pe pista bazei 90 de cea care este alături de ani buni. Nu este prima dată când se întoarce dintr-o misiune externă, dar este singura dată când a luptat mai mult ca oricând să se întoarcă în viață. Cât v-ați chinuit să ajungeți în aeroport? Am avut 2 încercări și ieri drumul a fost destul de anevoios, da? De ce au eșuat încercările dumneavoastră? Situația de la fața locului. Deci, în rest, autoritățile, compania noastră de acolo au făcut tot ce au putut. V-a fost teamă că n-ați mai putea ajunge acasă? Nu, în niciun moment. Până să fie preluați de trupele speciale, românii au stat într-o bază militară americană de la marginea Kabulului. Porțile CAIA sunt închise pentru a proteja civilii americani și soldații americani de intrarea civililor afgani, cer scuze din nou, pe teritoriul bazei, vor să ia avioanele să fugă din țară, dar și am găsit o poartă militară care ne-a ajutat înăuntru, 400 și ceva de oameni. Misiunea de repatriere a românilor a fost rezultatul unor eforturi incredibile din partea autorităților. Cea mai mare bucurie a noastră este faptul că am reușit să ne întoarcem cu toți, sănătoși acasă, la familiile noastre. Una dintre cele mai mari provocări a fost aceea că a trebuit extragem acești oameni dintr-o locație care geografic și climatic reprezintă o mare provocare pentru operarea aeronavelor și pentru echipajele acestora. Atunci când există o decizie fermă, o decizie asumată, putem face mult bine. A fost pentru Armata Română o misiune deosebită pe care am putut să o executăm în cooperare și coordonare cu Alianța Nord-Atlantică, cu partenerul american. Vreau să urez bun venit în România cetățenilor noștri care tocmai au fost repatriați astăzi din Afganistan. Chiar și dacă ar fi fost vorba de un singur cetățean român, am fi procedat la fel. Și mă bucur alături de colegii mei din celula de criză că ați ajuns acasă în siguranță. Pentru că dincolo de orice evaluare politico-diplomatică și de securitate, Afganistanul este în acest moment un loc al disperării și suferinței umane extreme. Președintele țării, Klaus Iohannis, a anunțat că misiunea de salvare din Afganistan nu s-a încheiat. În țară vor ajunge inclusiv cetățeni afgani care au sprijinit militarii români. Alți 30 de conaționali au reușit să părăsească capitala afgană cu ajutorul aeronavelor altor state partenere.